plăcut foarte mult oameni rubrica noastră haine vintage versus colecții noi și faptul că pelul aici de față ne ajută pe noi în mod special, dar sigur că poate ajuta și pe voi dacă îi scrieți, el Mix and face match. Treaba asta, mix and match. Și de când Belgar ne ajută să ne combinăm pe din lab, practic nu am mai copilărie. Cumpărat copilărie, timpurie, n-am mai cumpărat aproape nimic lucruri decât așa piese unice care se pot combina, piese cheie, piese cheie, dar care se pot combina cu ucle din dulap. Asta în cazul Ilenei, pentru că ea nu slăbește, nu se îngrașă, la ea totul merge în permanență adaptat. Eu mai îmi cumpăr, că la mine sunt jocurile de kilograme. Nu este adevărat. Eu am garderoba în care știu exact când am 58 de kg, 60, 62, 64 și sper să mă opresc la... Jeans și de, jeans și de, de skinny jeans, nu? Exact, de când am 56 de kg, nu se întâmplă decât deci o singură zi, le are tot de la... Nu le are pe vârstă, le are pe kilograme. O să vină și o să fie epoca 20, 40, 60 și așa mai departe. Și iată că... Dar ne-am gândit că sunt multe care puneți întrebări despre cum se combină lucrurile și nici noi nu suntem în măsură să dăm sfaturi. Și atunci l-am luat pe Ștefan, ca fiind consultantul nostru la acest capitol. A venit și Jean. Bună, Jean. Un pic de păr de câine se asortează la absolut orice. Jean, culcat. 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 Așa. Și Jean de față. Zice și o mare familie, o mare familie fericită. Așa. Și sunt tot felul de greșeli de styling care pot fi evitate. Nu, noi, niciunii dintre noi, suntem neapărat obsedați și cred că nici voi că altfel nu v-ați uitat așa cu interes la noi de ideea de a fi în tendință, de a fi practic rupt din cataloge, indiferent că ți se potrivește sau nu ținuta respectivă, dar sunt anumite lucruri care te fac să fii ridicol. Și atunci am vrea să discutăm despre lucrurile care te fac să fii ridicol, ca să le puteți evita, așa cum am învățat și noi să le evităm.